Angajații unei firme de exploatare a lemnului reținuți preventiv după ce au tăiat ilegal arbori din fondul forestier al comunei Berislăvești. Cei doi bărbați, în vârstă de 37 respectiv 49 de ani, sunt cercetați pentru tăiere fără drept de arbori, instigare la tăiere ilegală de arbori, instigare la furt de arbori, complicitate la fals intelectual, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, împreună cu alte 6 persoane. Potrivit anchetatorilor, în perioada 13-14 decembrie 2016, în calitate de angajați ai unei firme ce are drept obiect de activitate exploatarea materialului lemnos, cei doi ar fi tăiat și sustras ilegal peste 170 de metri cubi de lemn din specia fag din fondul forestier de stat al comunei Berislăvești, cauzând un prejudiciu total de 118.000 de lei. În cadrul dosarului penal s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului pe mai multe bunuri imobile deținute de cei doi.